Vorbește Domnul. E vremea și timpul când să spui, Doamne, mila ta las-o peste unul fiecare. Amin. Că cel ce mă va chema va fi pus la adăpost de mine. Chiar dacă furtunele vor fi mari pe fața pământului și vuitele vor ajunge până pe meleagurile acestea, totuși eu pe-ai lui am să-i pun la adăpost și ar să fie ocrotiți și binecuvântați. Aleluia. Pentru că eu ascult rugăciunea celor sinceri și mă uit la cei care stau în odăiță înaintea mea și mă cheamă cu suspine și are frică de mine și are teamă de mine și nu de oameni. Iată că eu vă spun atât. De voi găsi jertfă pe altar. Cu privire la țara aceasta, încă am să dupleze garda de îngeri în prejurul țării. Hotarele nu vor fi rupte și calcate, ci vor fi binecuvântate și țara va rămâne în pașe și în liniște. Pașa va fi ca o binecuvântare pentru aleșii mei. Aleluia. Și încă libertate va fi în credință, dacă mă veți chema, zice Domnul. Că și vrăjmașul plănuiește, când din stânga, când din dreapta, și spune cum să putem să zdrobim și o binecuvântat stăpânul șerului. Dar fiindcă nu-i vremea hotărâtă ca să fie zdrobire de aceea poporului, eu îți spun jerfete și eu stau și o crotesc, zice Domnul. Că și te înspăimânți de veștile care vin din depărtări și încă greu crește, mășelul se mărește, ura celui rău îi și mai mare și chiar de la prunci până la bătrâni se vor pierde viețile și va fi o nemuna caldă necunoscută, căci nimeni nu-și va cunoaște aproapele și nu-și va cunoaște pe cel ce l-a pierdut. De aceea, dacă ție îți dau harul ăsta să te rogi și să te bucuri în casa ta, de ce te-ai trudit și ai ostenit și să dormi pe patul care l-ai așternut cu mâna ta, și să mănânci din pâinea care ai pus-o pe masa ta cu bucurie și să fii cu mulțumire înaintea mea. O, poporule, o, poporule, vreau să fac din țara aceasta un gosen. Dacă mă vei chema, dacă te vei smeri, dacă vei sta înaintea mea cu umilință, am să fac un gosen pentru o vreme și va fi șeia și nu este în altă parte, va fi bucurie în casele fiecăruia în parte. Căci vrăjmașul urlă și din lăuntru să facă dezbinare între soț și soții, între copii și părinți. Dar iată, dacă eu găsesc unitate și strigat la mine, eu pentru o vreme prun frică și teamă între copii și pentru poporul meu încă vreau să mai țin o vreme de îndurare. Amin. Doamne.